Lunile mai și iunie sunt cele mai aglomerate la Centrul pentru Reabilitarea Faunei, ACNB. Primim foarte multe animăluțe, păsări căzute din cuib sau pui proaspăt ieșit la zbor, sau, în ultima perioadă, pui de căpriori care sunt găsiți în diverse locuri, iar oamenii care îi preiau impresia că sunt pierduți de mama lor și alte povești de genul. Aș vrea să trag un semnal de alarmă. De cele mai multe ori, aceste animale nu ar trebui preluate din natură. Un pui de pasăre proaspăt ieșit la zbor va fi hrănit în continuare de părinți, iar un căprior, un pui găsit într-un lan de cereale, cu siguranță va fi hrănit de mama lui, care atunci când noi ne apropiem de pui, cu siguranță este în preajmă și așteaptă ca noi să plecăm de acolo. Un alt exemplu pe care aș vrea să-l aduc în discuție este cel al preluării diferitelor animale din natură ca și peturi, ca și animale de companie. De multe ori, persoanele preiau țestoase de uscat, cum este aceasta, le duc în alte regiuni ale țării, față de Dobrogea, de unde provin majoritatea, și le eliberează în alte habitate. Înainte de a prelua un animal sălbatic, analizați oportunitatea intervenției. Contactați-ne și haideți să vedem împreună dacă trebuie să preluăm acel animal sălbatic sau nu.